Thank you.
Thank you.
Barieră de pietre.
Binecuvântați înalt preasfințite stăpâne, slavă Sfintei cele de o ființă de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel mic rău. Că este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din ceri trimite harul Dădătorule de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dădătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele s-au temut și l-au turburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor. Al cărui umbre este în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc. Care prin botez de unii a născut Fiului Tău, celui întrupat și prin venirea prea Sfântului Duh asupra lui în chip de porumben, și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgerul Iordanului pe Tine acum cu milință te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednici robii Tăi. Timp de harul prea Sfântului Tău peste apa aceasta și cu cerească Ta binecuvântarea, binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o și de harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care o curățește toate întâlnăciunile și că vindecă toată neputința și aruncă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea și cu harul prea Sfântului Duh, arată-o a fi tuturor robilor Tăi care cu credință o vorbea, o vor lua, se vor ștrupi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre depărtarea patimilor, spre alungarea tot răului, spre mulțirea virtuților, spre vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea acestui loc, pentru alungarea tuturor duhurilor perzătoare și răfăcătoare, spre apropierea harului Tău. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună cu prea Sfântul și Bunul de viață, Băgătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre, Domnului, să le slavă înălțăm împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunul și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează poștenii.
creștin asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește poporul tău. Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. De la Luca citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta. Ieșit asemănătorul să semene semânța sa. Și semănând el una căzut lângă drum și a fost călcată de picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea o mezială. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Iar alta a căzut în pământul cel bun și crescând a făcut rod însuțit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit să audă. Și ucenicii lui îl întreba, ce însemnează pilda aceasta, iar el a zis, vouă vă este dat să cunoașteți starele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pildă, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă, iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care au cuvântul. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor. Ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea pe piatră sunt aceia care au zis cuvântul. Îl primesc cu bucurie. Dar aceștia nu au rădăcină, ei cred până o vreme, iar la vreme de încercare se lepădă. Cea căzută între spini sunt cei care au avut cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și plăcerile vieții, se năbușă și nu rode. Dar cea căzută în pământul cel bun sunt cei care, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. După aceea a spus acestea Iisus strigând, cine are urechi de auzit, să audă. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Dumnezeului nostru, ca să caute cu milostivirea asupra tinerilor acestora și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlavii și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și la toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să insufle acestor școlari Duhul cel Bun, care povățuiește pe calea cea dreaptă și aduce spor de înțelepciune, de știință și de toate faptele cele bune spre slava preasfântului său nume, să ne dăruiască sănătate și zile îndelungate spre întărirea bisericii sale și a țării lor. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, zâșgătorul magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivilor, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii tare ai pus întrânsa înțelepciune, cumpănă și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura Ta cea văzută și nevăzută. Cel care ai sădit întrânsul minte luminată și judecată limpede, Cel ce le-ai înarmat cu gând pătruzitor și dreaptă socotință, Tu, Cel care l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului, iar pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de numai 12 ani îi uimea pe învățătorii de la templu cu învățătura Ta cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-un începutul înălțimii cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe copiii și pe tinerii aceștia la pragul cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește tinerii și copiii acestea de cursele rătăcirilor cele prezătoare de suflet, înălțându-i deasupra grijilor mărunte, dăruindu-le râdna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrându-i cu voință de a-și servi biserica, patria și neamul prin comara sufletelor lor. Deprinde-i cu bucuria de a-ți rosti numele, în orice circunstanță și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta.
că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, împreună cu Părintele Tău, fără de început, preasfântul și bun de viață, Băgătorul Tău, Tu, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, pe Tine Cel ce ești lumina și niciun întuneric nu poate să acopere slava Ta cea neapropiată, căci Tu singur ai nemurirea și locuiești într-o lumina cea neapropiată. Cel ce la plinirea vremii a trimis pe Fiul Tău, cel unul născut din pururea Fecioare Maria, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie lumină lumii. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, luminează cu strălucirea luminii Tale pe robii Tăi aceștia care sunt de față și se roagă prin noi, tinerii, copiii, dascălii, părinții și educatorii, precum odinioară ai luminat pe toți patriarhii și dreptii, căci toată înțelepciunea ce de la Tine este dăruită oamenilor prin Duhul Tău cel Sfânt, ca toate să le înfăptuiască, să le arate bineplăcute Ție. Deschide mintea și sporește stăruința și dorința de a Te cunoaște pe Tine, ferindu-i de cursele nevăzuților și văzuților vrăjmași, de toate ispitirile și mrejile cele ucigătoare de suflet, în care sunt prinse inimile celor care s-au îndepărtat de la Tine, Dumnezeul nostru. Ocrotește pe toți cu harul Tău și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui născut Fiului Tău, care ești binecuvântat prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecii, pace tuturor și capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne! Ție, sfințirea noastră și Ție, slavă înălțăm, Dăpână Dumnezeu și Celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Fără Domnului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintea Tău. Prin propirea cu apă sfântită, prin binirea prea sfântă, prin viață, prin credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău.
cu cruce ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință vine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstită și de viață, Ducătoarei Cruci, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, cărui Sfinte Moaște se află spre închinare în Sfântă Biserica aceasta, cu ale Sfinte Cuvioase Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, ocrotitorii Sfinte noastre Eparhii, cu ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înaltă preasfinția voastră, înaltă preasfinție de Părinte Ioachim, preacucernice Părinte Consilier, preacucernici și preacuvioși părinți, preacuvioase maici, stimate oficialități centrale, județene și locale, dragi copii, dreptmăritori creștini, multe sunt personalitățile care au poposit de-a lungul timpului în zona aceasta binecuvântată de Dumnezeu. Numai departe, zilele acestea, municipiul Moinești a fost gazda și este gazda unor oameni importanți cu prilejul zilelor culturale duhovnicești. Însă, niciodată în istoria acestui ținut nu a poposit cineva mai important, mai cunoscut în întreaga lume ca Sfântul Ierarh Nicolae, care zilele acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Părintelui nostru Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României și Anal Preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, se află aici, în zona noastră, pentru a ne umple de bucurie duhovnicească. Nu întâmplător se află Sfântul Ierarh Nicolae aici, ce ar spune proniator. Pentru că, așa cum am mai spus, anul acesta Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a închinat educației tineretului, l-a închinat tineretului. Și după cum bine știm cu toții, Sfântul Ierarh Nicolae este prin excelență un ocrotitor al tinerilor, un ocrotitor al copiilor, un ocrotitor al copilului din noi. De aceea, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părintelui nostru Ioachim, am făcut demersurile necesare împreună cu înaltă preasfinția sa și spre bucuria noastră a tuturor, am avut și avem privilegiul acesta de a ne închina la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae. Și ce este mai frumos, mai înălțător, mai profund pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru copiii care stau să înceapă un nou an școlar, să primească binecuvântare de la Dumnezeu prin mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae și prin rugăciunea stăruitoare a ierarhului locului anal preasfințitului Părintelui nostru Ioachim. Acest lucru s-a realizat, se realizează în cadrul unui proiect eparhial inițiat și desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părintelui nostru Ioachim, anume proiectul Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Proiectul acesta noi îl încadrăm în această activitate
care, ai căror părinți au posibilități materiale mai puține. De aceea, ca și în anii trecuți, Protopopiatul Moineș, prin parohiile sale, oferă și anul acesta sprijinul pentru 169 de copii la acest început de an școlar. Însă ne-am gândit și cu binecuvântarea în al Preasfințitului am căutat ca anul acesta să ne oprim nu numai acestora asupra acestor copii, ci și acelora, asupra acelora care atât anul acesta care s-a încheiat anul școlar 2015-2016, cât și în anii trecuți au avut rezultate excepționale la învățătură. Și de aceea, cu binecuvântarea în al Preasfinției sale, am hotărât ca în această seară, aici pe scenă aceasta, să premiem excelența. Să premiem pe toți copiii care în anul școlar, cum am spus, trecut, l-a încheiat cu nota 10. Avem un număr mare de copii, peste 170 de copii în întreg protopopiatul nostru. Ei vor primi în această seară medalia de excelență din partea al Preasfințitului Părintele nostru Ioachim, diploma de excelență și de asemenea câteva rechizite școlare și un plic cu bani care să le fie de folos la început de an școlar. Lucrul acesta îl face pentru că suntem conștienți că a investi în astfel de tineri este ca și cum ai investi în lumina care luminează întunericul. Și atâta timp cât vom avea astfel de tineri și tineri de diferite vârste, cum a spus dumneavoastră astăzi, pe calea aceasta a Sfințeniei, în această procesiune numită Calea Sfinților, atâta timp cât vom avea această smerenie de a ne apleca în fața unui sfânt erar, unui sfânt bineplăcut înaintea lui Dumnezeu, poporul acesta român va sta drept și demn înaintea lui Dumnezeu. De aceea, înainte de a începe efectiv această premiere, vă rog să-mi îngăduiți în al Preasfinția voastră să mulțumesc partenerilor noștri, cei care ne-au sprijinit în realizarea și împlinirea acestui proiect. Și aș dori să mulțumesc, în primul rând, Primăriei Comănești, domnului primar Milon Viorel, Primăriei Dărmănești, domnului primar Toma, Primăriei Poduri, doamna primară Albu, CRE Comănești, CRE CFR Comănești, Asociația pentru Monitorizarea Ordinii Publice și Siguranței Cetățeanului, domnului Marci Năgelu, FITCO SRL Părintelui Florariu, Betula Farm Moinești, Părintelui Grigore Popa, Societatea Elimat SRL Moinești Neagu Sorin, Societatea Transmar Apostolescu Ionuț, domnului deputat Smarandache Miron, domnului deputat Ionel Pală și, nu în ultimul rând, domnului dr. Cotrileț Adrian. De asemenea, aș dori să mulțumesc Societății Omega Panasonic, domnului primar Gheorghe Baciu, care a asigurat atât pe traseul de la Biserica Sfinții Apostoli până aici, cât și aici în piață sonorizarea. Mulțumim foarte mult și, nu în ultimul rând, mulțumim Jandarmeriei Moinești și Poliției Municipale și celei locale pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment. De asemenea, dragii mei, aș dori ca, înainte de a oferi acestor copii diplomele și medalia de excelență, aș dori să premiem olimpicii, copiii care anul acesta atât la nivel județean cât și la nivel național au făcut cinste școlilor din zona noastră. Și îmi revine plăcutul prilej acum de a mulțumi tuturor cadrelor didactice, doamnelor și domnilor directori de la toate școlile din cuprinsul protoierie noastre pentru sprijinul și pentru foarte frumoasa lucrare, împreună lucrare pe care am realizat-o în anul trecut și sperăm noi care va urma și în anii care vor veni. De asemenea, aș dori să, alături de copiii care vom premia, copiii olimpici, să mai întâi de toate să începem această premiere cu Olimpicul Olimpicilor. Și anume, cu domnișoara Iuliana Popa, care este singura medaliată competitoare mai întâi și medaliată la Jocurile Olimpice de Vară de la Rio. Și doamna domnișoara Iuliana Popa a obținut medalia de bronz în canotaj la proba de 8+1, unde a obținut medalia de bronz. Oferim această distinție din partea noastră a Sfințitului. Felicitări!
Acum invităm în scenă pe toți cei care au obținut premii la Olimpiade. Se acordă diploma de excelență și medalia de excelență elevei Olaru Maria de la Școala Gimnazială George Enescu Moinești, clasa 5, adurmată de profesoara Lupe Ioana. Aceeași diplomă de excelență elevului Adrian Popovici, îndrumat de profesorul Anișca Iulian Gheorghiță de la clasa 5-a pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada de Religie, etapa județeană, în cadrul proiectului Eparhial. Să urce pe scenă acești copii. De asemenea, se acordă elevei Tisescu Iarina Maria de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești, clasa 6-a, îndrumată de profesoara Cosma Iuliana. Se acordă elevului Enea Dimitrie de la Școala Gimnazială Ștefan Luchian Moinești, clasa 6, îndrumat de profesoara Ereș Elena, pentru rezultate deosebite la Olimpiadă. Aceeași diplomă de excelență și medalie se acordă elevei Mihalache Mihaela de la Școala Gimnazială Ștefan Luchian Moinești, clasa 7, îndrumată de profesor Ereș Elena. Botezatul Diana Elena de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești, clasa 7-a, îndrumată de profesor Cosma Iuliana, pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada de Religie Ortodoxă, etapa județeană. Se acordă elevului Țuglea Cristian, de la Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu Comănești, clasa 7-a, îndrumat de profesor Istrate Sandra. Hereș Andreea, de la Școala Gimnazială Ștefan Luchian Moinești, clasa 8, îndrumată de profesor Hereș Elena, pentru rezultatele deosebite la Olimpiada de Religie, etapa județeană și națională. Se acordă elevului Hereș Teodor, de la Liceul Teoretic Spiru Haret Moinești, clasa 10, îndrumat de profesor Chelaru Elena. Aceeași diplomă de excelență elevei Iftimoaie Ioana, de la Colegiul Tehnic Ghica Dimitrie din Comănești, clasa 10, și, în fine, elevei Lungu Ana Elena, de la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, clasa 12, îndrumată de profesor Cosma Eugen Teoharie. Mulțumim și felicitări tuturor! În continuare vom oferi aceeași diplomă de excelență și medalie de excelență și cele ce le-am anunțat deja elevilor care au încheiat anul acesta, anul școlar 2015-2016, cu nota 10. Și în ordine alfabetică o să invit aici pe scenă să primească aceste diplome și medalii de la Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim. Apoi Lebănescu Ștefan, clasa 6-a, Școala Gimnazială Agăș. Ailincăi Iulian Costel, clasa 8-a, Școala Gimnazială Tristan Țara Moinești. Alecu Mălina, clasa 5-a, Școala Gimnazială a Său. Andraș Ștefania Camenia, de la Școala Gimnazială numărul 3 Dărmănești. Andronic Ștefania, clasa 6-a, de la Școala Gimnazială George Enescu din Moinești. Anton Alexandra Elena, de la Școala Gimnazială Scorțeni. Următorii, Apostolescu Andreea, de la Școala Gimnazială Măgirești, clasa 8-a. Ardeleanu Andrei Cătălin, clasa 5-a, Școala Gimnazială George Enescu Moinești. Ardeleanu Nicu Victor, clasa 8-a, Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu din Comănești. Argatu Eduard Constantin, clasa 7-a, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești. Ariș Ana Patricia, clasa 7-a, Școala Gimnazială George Enescu din Moinești. Armeanu Ana Maria, clasa 12-a, Liceul Teoretic Spiru Haret Moinești. Aștefănoaie Alice Elena, clasa 5-a, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești. Atănăsoaie Robert, clasa 5-a, Școala Gimnazială din Ardeoan.
a Vasilcăi Maria, școala gimnazială din Agăș, clasa 5-a, Abraham Alexandru Ionuț, clasa 5-a, școala gimnazială George Enescu din Moinești, Abraham Ioana, școala gimnazială din Măgirești, clasa 6-a, Bejenaru Maria Dariana, clasa 7-a, școala gimnazială Tristan Țara din Moinești, Bolohan Marian Cristian, clasa 6-a, școala gimnazială Tristan Țara din Moinești, Bolohan Ștefan Tudor, clasa 7-a, școala gimnazială Tristan Țara Moinești, Brumă Crina Elena, școala gimnazială Ștefan Lucian Moinești, clasa 6-a, Bujor Alexandru Cătălin, clasa 5-a, școala gimnazială Ștefan Lucian Moinești, Burlacu Miriam Larisa, școala gimnazială Agăș, clasa 6-a, Vârlișel Denis Ioan, școala gimnazială Strugari, Capătă Briana Maria, școala gimnazială George Enescu din Moinești, clasa 5-a, Caraban Elena Mihaela, clasa 5-a, școala gimnazială General Nicolae Șova din Poduri, Cășuneanu Diana, școala gimnazială George Enescu din Moinești, Ceaușu Elena, școala gimnazială din Măgirești, Cercel Oana Andreea, școala gimnazială George Enescu din Moinești, Cernat Bianca Ioana, școala gimnazială din Scorțeni, Cernea Ioan, școala gimnazială Preluci, clasa 6-a, Chira Antonia Elena, școala gimnazială Măgirești, clasa 5-a, Cimbru Georgiana, clasa 6-a, școala gimnazială Berești Slău, Ciobănașu Ionela, clasa 12-a, colegiul Dimitrie Ghica Comănești, Ciobotariu Costin Gabriel, clasa 8-a, școala gimnazială Tristan Țara Moinești, Ciobotaru Delia Petronela, clasa 6-a, școala gimnazială Tristan Țara Moinești, Cioineaga 3, școala gimnazială George Enescu Moinești, Cioineag Elena Mădălina, Colegiul Național Vasile Alexandrii, clasa a 12-a, Codreanu Ioana, școala gimnazială Berești Taslău, Cofleașcă Diana Elena, școala gimnazială Nicolae Șova Poduri, Cojocaru Bianca, școala gimnazială Scorțeni, Colăcel Marta, școala gimnazială Ardeoani, Colceru Dragoș Constantin, școala gimnazială George Enescu Moinești, Colpoș Delia Luciana, școala gimnazială Comănești, Condrea Ioana, școala gimnazială George Enescu Moinești, Condreț Ruxandra, școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, Copăcel Mara Ilinca, școala gimnazială Liviu Rebreanu Comănești, Corbu Claudia Maria, școala gimnazială Palanca, Crăciun Denisa Ioana, școala gimnazială Palanca, Crăciun Paula Ioana, școala gimnazială Palanca, Crăciun Ștefan, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Rupenski Alina, școala gimnazială Berești Slău, Cucu Andrei, școala gimnazială George Enescu Moinești, Cucu Matei, școala gimnazială George Enescu Moinești, Curelaru Maria Ioana, școala gimnazială Alexandru Sever Moinești, Dârlău Andrei, școala gimnazială Zemeș, Dascălu Ana Maria, școala gimnazială Nicolae Șova Poduri, David Florin Valentin, școala gimnazială Frumoasa, Dima Mădălin Nicolae, școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, Dumitriu Elena, colegiul tehnic Dimitrie Ghica Comănești, Dinu Andreea, școala gimnazială Liviu Rebreanu Comănești, Dobrovăț Alina, școala gimnazială Tristan Țara din Moinești,
Doliș Eduard Ștefan, Școala Gimnazială Rebreanu Comănești. Dona Eliza Maria, Școala Gimnazială Ștefan Lucian Moinești. Doru Elena Alisa, Școala Gimnazială Ștefan Lucian Moinești. Enea Darius Andrei, Școala Gimnazială George Enescu Moinești. Filip Dorin Mihai, Liceul Dărmănești. Florea Flavian Constantin, Școala Ștefan cel Mare Semeș. Florian Crizantema, Școala Plopu Dărmănești. Gavriliu Andrei Mihai, Școala Rebreanu Comănești. Gavriluță Raul Lucian, Școala Generală Gimnazială Nicolae Șova Poduri. Gheorghe Octavian Mihail, Școala Liviu Rebreanu Comănești. Ghișcanu Alexandra, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Ghineț Justin Gabriel, Școala Dărmănești. Anganu Raluca Elena, Școala Lucian Ștefan Moinești. Harapu Alexandra Ioana, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Comănești. Pereș Andreea, Școala Gimnazială Lucian Moinești. Hârlea Tudor, Liceul Spiru Haret Moinești. Culuță Denisa Ilaria, Școala Gimnazială Apa Său. Iftimoiu Cătălina Flavia, Școala Comănești. Ilie Nicoleta, Școala Plopu Dărmănești. Iojo Ștefan Valentin, Școala Frumoasa. Ionică Daria Maria, Școala Comănești. Iordache Alexandru, Școala Liviu Rebreanu Comănești. Jipa Loredana, Colegiul Comănești. Ladaru Bianca, Școala Berești Slău. Leonte Maria, Școala Gimnazială Solonț. Lovin Iasmina Teodora, Școala Gimnazială Ștefan Lucian Moinești. Lupașcu Răzvan Andrei, Școala Dărmănești. Lupu Ioan Irinel Ștefan cel Mare Zemeș. Lupu Răzvan Gabriel, Ștefan Lucian Moinești. Magdan Vasilica Laura, Colegiul Ghica Comănești. Malache Raluca, Liceul Spiru Haret Moinești. Marian Emil Flavius, Școala Gimnazială George Enescu Moinești. Marian Constantin, Școala Gimnazială Zemeș. Mariș Daniel, Școala Lucian Moinești. Martin Iulia, Școala Rebreanu Comănești. Maxim Maria Andrei, Mario Andrei, Ștefan Lucian Moinești. Mernușcă Daniela Preluci, Școala Mihai Andreea, Mihai Vlad Gabriel, Colegiul Ghica Comănești. Mititelu Bianca Andreea, Liceul Dărmănești. Mocanu Ana Maria, General Șova Poduri. Moise Bianca și Moise Diana de la Școala Plopu. Momanu Miruna, Școala Generală Dărmănești. Moraru Delia Andreea, Școala Nicolae Șova Poduri. Ovilă Teodora Lavinia Dărmănești. Musca Andreea Comănești. Mutu Ștefania Liliana Comănești. Neculau Octavian Moinești. Nefulcea Diana Maria Ardevan. Nenece Adrian Nicolae Șova Poduri. Nica Silviu Lian, Ștefan Lucian Moinești. Nicodim Eliza Filofteia, Școala Comănești. Nicolescu Teodora Nicola, Rebreanu Comănești. Nistor Delea Ioana, Ștefan cel Mare Zemeș. Nistor Luisa Maria, Ștefan cel Mare Zemeș. Olaru Toni Marian, Școala Strugari. Opinca Ana Maria, Ștefan Lucian Moinești. Pădurarul Cătălin Constantin, Școala Tristan Țara Moinești. Panade Andrei, Școala Ienescu Moinești. Panaite Paula Ionela, Colegiul Comănești. Paraschiv Alexandra Lavinia, Școala Ardevan. Popa Antonia, Școala Poduri. Popa Andreea Daria, Școala Moinești. Câslaru Daniela, Berești Slău. Popa Ștefania Gabriela, Școala Palanca. Pricop Teodor, Școala Ștefan cel Mare Zemeș. Pruteanu Alina, Tristan Țara Moinești, Școala Generală Alexandru Sever. Puiu Ester, Arață Robert, Ioana Nești, Văcaru Dragoș, Dărmănești. Bartolomei Giulia Andreea, Dărmănești. Bartolomei Florina Mălina, Dărmănești. Bartolomei Ioana Francesca, Comănești. Râncianu Alexandru, Spiru Haret, Moinești. Rote Cătălina Minaela, Scorțeni. Zaharia Denisa, nota 10, anul școlar 2015-2016. Felicitări lor, părinților lor și profesorilor care i-au îndrumat și i-au, iată, adus la această performanță. În altă asiția voastră, în cele ce urmează, vă rugăm
să transmiteți cuvânt de binecuvântare acum la această imensă sărbătoare pentru noi toți și mai cu seamă la acest nou început de an școlar, când elevii noștri, copiii noștri vor primi din nou învățătură pentru luminarea minților, pentru spre slava lui Dumnezeu și mântuirea lor și a noastră a tuturor. Vă rugăm! Altă binecuvântare nu poate fi decât aceea pe care a chemat-o Hristos. Lăsați cum copiii se vină la mine și nu-i opriți, că a unor ca acestora este Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, imaginea unui copil, un copil poate să concentreze întru el Împărăția lui Dumnezeu. Iată ce frumos sunt copiii voștri, dragii mei părinți, dragii mei educatori, dragii mei pictori, dragii mei autorități de orice rang, așa că, preacuceriși părinți și voi, aveți plămada în mână a tinere generației și plămada în mână a neamului și a bisericii. Nu uitați! Copiii sunt speranța, dar și prezentul. Sunt nădejdea noastră, dar și iubirea lui Dumnezeu, care se refrânge prin ei în lume, inocența lor, abnegația lor, curățenia lor, poate fi imaginea lumii actuale care se confunde cu atâtea probleme. Dacă familia rămâne nucleul societății și Împărăția lui Dumnezeu în miniatură și aceasta o păzință nu intră în criză sau se abate asupra ei vreo nenorocire oarecare vânecat, atunci, într-adevăr, în Împărăția lui Dumnezeu este în noi și nu ne vom teme de ce ne vor face noi oameni. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de astăzi. Mulțumim Sfântului Ierarh Nicolae, care a venit prin mâna sa cea prea puternică, cu care a binecuvântat atâția oameni de-a lungul secolelor, a venit să ne binecuvinteze și pe noi și am așezat-o în preajma acestei biserici închinate Sfântului Nicolae, dar și Maicii Domnului, cu prilejul zilelor moineștului de anul acesta. Sperăm ca mâna sa să aducă binecuvântare în continuare, ca mâna sa să revarsă darul din darul lui Dumnezeu, să revarse, să reverse energie necreiată în inimile celor susceptibili de a o primi cu dragoste. Iubiții mei, doresc din toată inima, din partea moineștenilor, a tuturor celor de parte și celor care sunt absenți pentru grațiuni binecuvântate, să transmitem prea fericitul Părinte Patriar, care a dat binecuvântare ca acest început de an pus de către noi Arhiepiscopia sub genericul lăsați copiii să vină la mine și mi-i opriți, să-i arătăm Părintele Patriar dragostea noastră și prețuirea pentru tot ceea ce facem noi și ceea ce face El pentru noi în contextul scucematelor timpuri pe care le trăim. Dar o sărbătoare ca aceasta poate să ne dea o speranță, dragii mei, poate să ne dea acea nădejde pe care nu mai așteptăm de la oameni. Poate să ne dea acea pace, dar acea pace care vine din la Dumnezeu din ceruri, care nu mai este cea ca aceea pe care o dau oamenii. Avem aici pe Părintele Consilier Emil Cărămizaru, căruia îi mulțumesc că a venit din nou în eparhia noastră a Romanului și Bacăului, tot cu această relicvă sfântă care se găsește în Biserica Sfântul Gheorghe din punctul zero al Bucureștilor, al cărui parou este preacucernicia sa,
este și un prieten al nostru de suflet și de fiecare dată când l-am chemat, prin grija Părintelui Patriar, nu a precedat să facă un pas în plus și un efort pentru noi. De aceea am conștiința că întreaga eparhia Romanului, care are o evlavie deosebită la Sfântul Nicolae, a venit aici mai întâi în luna decembrie în părțile Romanului și a Bacăului și apoi am ținut ca să vină și în părțile acestea ale municipiului Onești, Moinești, Tărmănești, Comănești și toate aceste state binecuvântate de Dumnezeu. Acum, în toate seara, noi dorim să încheiem festivitatea pentru faptul că sunteți osteniți, pentru călătoria pe calea Sfinților, ați mers pe calea lor, dar nu e important să mergi pe calea Sfinților dacă nu și Sfinții nu devin modele pentru voi. Iată acești copii temerari, au venit și am avut lângă mine niște copilași micuți care împreună, unul are 6, altul are 8 ani. Și mai este aici un copil mai vârstnic de 86 de ani, care a venit la poduri ca pe jos să facă această procesiune Calea Sfinților. Deci iată copiii și bătrânii, arătăm că suntem una în Iisus Hristos, Domnul istoriei, și fiecare căutăm pe Dumnezeu, căutăm să ne întâlnim și nu îl putem găsi pe Dumnezeu decât pe calea Sfinților. Încercați, dragii mei, ca fiecărarea voastră să fie cărarea Sfinților, căci pământul României este înțesat de martiri și este plămădit cu sângele eroilor. Poporul român este un popor de sfinți și de eroi. De aceea să nu uităm ca să îl apărăm, adică mai curând să-i apărăm valorile care îi susurează demnitatea, integritatea și totodată identitatea spirituală, culturală, națională. Să vă dea Dumnezeu sănătate, Sfântul Nicolae rămâne până mâine, rămâneți în fapte de seară și de priveghere aici la Biserica Sfântul Nicolae, iar copiii aceștia, bineînțeles că voi sunteți cei mai frumoși, nu? Nu? Da. Că nu? Bine, o să vă fac bine anuța? Da. Da? Da? Da. Bine, acum copii, deci vă mulțumim că ați venit, sperăm să veniți la anul. Și faptul că noi am făcut efortul să binecuvântăm excelența, deci eu încerc să-mi scuzul dumneavoastră și cei care mă ajută în acest program, ca la anul, dacă anul acesta sunt peste 170 și... 170... Păi încercați să veniți, voi vă aștept oricum la anul, din 910, la anul fac o altă medalie și mai frumoasă decât asta, și până ce terminați, va fi și medalia și de aur, și de platină și de cel mai scump material care se poate găsi în lume. Dar cel mai scump material care nu se poate prețui, care este neprețuit, este sufletul vostru frumos, ca și primul bunelor vestit. Și vă rog ca acesta să-l păstrați curat, nepătat și propriu, pentru ca Dumnezeu să se recunoască în el și în faptele pe care le faceți pe țara ta. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă mulțumim în urmă preasfinția voastră pentru frumosul cuvânt de învățătură și pentru faptul că ați fost alături de noi la această mare sărbătoare. Acum o să invit toți copilașii care, în paranteză, acum vreau să fac o precizare, toți sunteți de nota 10. Toți sunteți de nota 10. Pentru fiecare, pentru și pentru mine, dar și pentru părinții voștri. Sunteți copii de nota 10. Mai ales prin ceea ce ați arătat astăzi, mulțumim voluntarilor noștri care în preasfinția voastră nu numai au avut grijă să fie toate în ordine pe traseu, dar au dus în spatele lor apă pentru ceilalți copii. Și acest lucru este de aplaudat. Le mulțumim. Acum o să doresc să ne organizăm foarte bine și o să rog pe părinții
cărora le mulțumesc tuturor pentru sprijinul și pentru tot efortul care l-au făcut zilele acestea pentru organizarea acestui eveniment. Și acum, cum spuneam, vă aștept pe toți copilașii venind din partea aceea să primiți darurile pe care noi le-am pregătit cu binecuvântarea în al preasfințitului părintele nostru Ioachim, daruri care constau în rechizite școlare pentru noul început de an și câteva dulciuri pentru ca să vă întăriți acum în fapt de seară după efortul pe care l-ați depus. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți, să ne trăiți într-un mult și binecuvântați anul. În alt preasfințitului părintele nostru Ioachim, arăt episcopul Romului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață, numele, pace, cu dreptate, vrăsporire-n propădirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în păducerea poporului celui binecredincios pe care a mântuit și ne păsește tine ținul mulți ani trăiască! Să-și mulți ani trăiască, Dumnezeu!